Ok, este timpul să jucăm un pic și Rush Wars, să continuăm ce am început de fapt și cum să facem noi. Simplu, cu două cutii. Ia să vedem. Free box, level 3. Dă ceva bun, ceva banal, am înțeles. Cum avem o să cadă o legendară din asta de aici? Opa, o carte nouă. În sfârșit, dar ce fel de carte este asta? Ia să ne uităm, ia să ne vedem. Bazooka. S-ar putea să fie destul de bună și o vom folosi noi acum, mai mult ca sigur. Ia să colecționăm aici. Gold mine expired. Ei, da, ei, da. Ia să ne punem noi aici bombele. Foarte important să avem și... Unde să o pun? Unde să o pun? Cred că e bine așa. Aceleași lucruri, doar că trebuie să pun noul caracter, să văd și eu cât de bine joacă. Deci am să-l pun pe el. Și acum atacăm. Ei, dar nu prea arată așa de bine, nu? Oh. N-a fost chiar așa de wow. Am să pun aceeași echipă, dar ceva nu-mi place de aici. Și s-ar putea să-l arunc pe ăsta de aici, că nu prea-mi place de el. Sau e bun oare? 180, 35. Da, nu e bun ăsta, am să-l dau deoparte. Și am să mai pun tot la fel defensiva mea, aceeași strategie. Ei, și acum? Trebuie să fiu pe plus, sau cel puțin să-mi câștig investiția. Foarte important. Doamne, ce urăsc laserul ăla. Da, ce bine l-a pus. Acum, dacă a distrug și laserul. Haide! Cam greu. No. E foarte, foarte bun laserul. Serios. Acum. Wow. Ce se întâmplă astăzi? Chiar nu mai am noroc? Haide, distrugeți tunul ăla! Tunul! Tunul e problema. Va. Pitcher? Serios? Deci nu vine să cred. Măcar îmi scot investiția, dar totuși, prima cutiuță, hai să o deschidem, poate dă ceva bun. Hai să-i facem rapid un upgrade. Poate de asta am nevoie. 24 și hai, damage mai mare vrem. Doar 4 damage în plus, serios. Cam puțin. Bă, nu știu dacă mă ajută, eu aș da aici. Hai, frate, e singura mea carte epică, de ce nu? Hai, fie. Poate face diferența de acum încolo, ia să vedem. Ok, ce s-a întâmplat de nu mai am aceeași echipă aici? Trupele pentru așa. Tunul, pitcher. Unul de ăsta și unul de ăsta. Normal e bine așa că sunt pe atac. Dar wow. Nu acum. Acum. Măcar am reușit să câștig 3 steluțe fără nicio problemă, dar nu înțeleg de ce nu mai am scutul. Aveam nevoie de scut și nu doar scutul. O să mai încerc un meci. Ceva am făcut, dar nu știu ce. Deci nu mi-arată cartea epică, mie trebuia să-mi arate cartea epică. Atacați! Sau este un eveniment ceva? Că văd că toți sunt la fel. Haideți!
Oh, dar nu arată prea bine. Nu arată prea bine deloc. Acum? Nu, 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 nu. Asta a fost. Sincer, nu înțeleg. Dar totuși. Ei, și acum e. Bun, două steluțe. De ce atacă și pe aia? De ce nu se duce direct la steluță? Acum se duc. Frumos, frumos, frumos. Deci se poate. Haide, a doua cutiuță. Pitcher. Ia să mai creștem un pic pe pitcher. Uite, nu-mi arată mie cărțile astea. De ce? Am apăsat eu ceva? Hai, acum sunt și mai bun. Am pus deja pitcher. Este 5, una alta. Am pierdut, nu-i așa? Da, da, da. Haide, totuși haide. Eu nu mă dau un lătur de la nicio bătălie. Așa am zis că facem. Oh! Haide, măcar o steluță. Așa, măcar o steluță. Acolo dă tunul, nu? Da. Măcar o steluță, da? Ia uite, plus 16, așa da. Cum să fug eu de la bătălie? Uite, îmi oferă o steluță fix acolo, pe sus. Normal ar trebui să profit, nu? Sau nu am să atac. Dar n-am cum, eu trebuie să mă duc direct pe sus. Așa vine. Pitcher. Așa. E unul mai așa. Perfect, ca la armată. Ia să vedem. A pus bombe pe jos, nu? Mamă, și ce vor trage fix așa de acolo. Hai să-i dau așa, rush. Măcar să mă asigur că iau steluța. Ia uite mă, putem să vin și pe acolo. Boom, boom. Ai, două steluțe. Miroase și a treia. De îndată. De îndată, de îndată. Yay! Bine mă, bine, bine. Ei. Ei, dar ce am vorbit noi mă? Ia să vedem acum. Așa, așa. Și o carte nouă? Acum, îmi dă o carte nouă. Exact ce spuneam, o carte nouă. O bombă. Nu cred că e prea wow asta. Ce să zic despre acest match? Cel mai bine să mă duc pe jos. Acum stau eu un pic și mă gândesc. Nu mă dau un lătur de la nicio bătălie. Dar în același timp măcar să mă asigur că unul nu pierd și doi că iau steluțe. Păi de acum. Atât. După ce se întâmplă, se întâmplă. Dar nu prea se întâmplă meciul ăsta, dar hei. Am luat steluța, da? Uite, acolo a fost bomba. Haideți. Două. Haide pitcher. Haide pitcher. Încă una. Bine mă pitcher mă, așa se face treaba mă, arată-le tu. Trei steluțe și penultima cutie tot asta normală. Dar când dă și mie o cutie de asta așa mai ce e asta? Attack cards refreshed. Dar ce, crezi că eu nu știu să joc acum sau ce? Dar oare de ce se schimbă așa mereu? E în funcție de câte meciuri faci? Haideți! Așa ne place! Oh, ho, ho! Distruge tunul! Bine, bine, trei steluțe! Frumos, frumos! Parcă îmi plac videourile în care se câștigă așa. Perfect! Și hai să vedem băieți, s-ar putea să fie ultimul match al acestui video. Să vedem și noi oare ce cutie vom obține la final. Doamne, aș vrea să fie una epică, una bună. Am luat steluța. Mamă, mamă, s-ar putea să nu fie...
ultimul meci. Sau poate, poate, da, este ultimul meci. Am luat toate steluțele ce aveam nevoie. Acum să vedem dacă mai reușim să luăm și 3 steluțe. Posibil, posibil. Dați damage, dragii mei, damage, damage, damage. A fost aproape, a fost aproape. Și ultima cutiuță este o cutiuță simplă. Bă, ce urăsc când cad cutiuțe de astea așa simple. Hai să le deschidem. Da, e bine, momentan ne menținem foarte bine, suntem aproape să facem level 6 și să ne creștem după căsuța. Băi, dar cum mă văd, mă, mi-e întrebiau bani, mă, să păstrez bani aici, dacă n-am știut. Ok, o să ne oprim aici cu acest video. Eu am fost Bogdan și până data viitoare, voi nu uitați să vă abonați la acest canal. Foarte important, butonașul de like pentru susținere ajută foarte, foarte, foarte mult. Haideți să strângem mai repede cât mai mulți abonați pe acest canal și o să ne regăsim data viitoare cu un nou video. Vă urez o zi excelentă! Baba. Yeah. I wanna know the things that turn you on, so I could be the one to do it.